Îți ninja. Salut, doamne, fain, bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi vreau să vă povestesc cum eu și Teo era să ne luăm o țeapă de 1000 de euro. Mi-a venit ideea foarte faină să stăm împreună, pentru că ne place să stăm unul cu altul, am zis, hai să ne mutăm. Când cauți o chirie, cum stăm noi acum, încă n-am intrat banii aia blanau de YouTube, că nu i-am făcut. Când cauți o chirie, ai două opțiuni. Ori să cauți direct proprietari, ori să cauți un agent imobiliar și ăla să-ți dea o opțiune. De obicei, agentul imobiliar ia comision 50% de la tine, 50% de la proprietar, din prima chirie. Noi căutam un apartament de care să putem să și filmăm, am căutat un apartament mai mare și am dat de câteva opțiuni. Problema e că toate opțiunile alea erau dubioase. Când îți iei o chirie nouă, de obicei plătești o lună avans, luna pe care o să-ți stai acolo, după aia plătești fiecare lună la început și mai plătești o lună garanție. Sunt anumite persoane care, de exemplu, vor două luni garanție ca să fie, de exemplu, asigurați în cazul în care spargi pereții că nu rămâne el pe minus. Există și oameni care sunt chiriași proști, tocmai de asta îi înțeleg pe oamenii ăștia. Totuși, primul apartament pe care l-am găsit care era cât de cât ok, persoana de acolo voia o lună avans și trei luni garanție. Adică să plătim patru chirii pentru asta prima lună. Ah, și mai era și comisionul agentului, deci mai trebuia să plătim gen 4 luni jumate. Și atunci ne-am gândit, hai să căutăm ceva apartamente fără proprietar. Așa am dat de două persoane care au fost foarte, foarte dubioase și noi credem că au fost unul dintre cele mai bune țepe pe care le-am evitat acum, însă atunci am fost foarte fraier și era să picăm plas. Pe primul tip pe care l-am găsit, care a fost dubios și nu ne-am prins inițial că a fost țeapă, l-am găsit într-un anunț că dădeau în chirie un apartament gol. Noi căutam un apartament gol ca să ne putem pune noi chestiile noastre, să putem pune aici lumini, să putem să avem loc de birou, să putem să ne punem o grămadă de chestii pentru viitoarele ședințe foto-video și viitoarele filmări. Și am găsit apartamentul ăsta gol. Și ne-au zis, bă, pe chiriașul meu îl cheamă Gabriel nu știu cum și el o să plece la început de august. Vorbiți voi cu el și atunci o să vedeți cum vă sincronizați. Na, bun, iau numărul chiriașului, uit să-l sun complet. Am făcut vizionări în alte apartamente, am văzut alte proprietăți și am uitat de tipul ăsta. Până când la un moment dat am găsit un alt anunț cu un proprietar, sun la numărul ăla și, vedeți că de fapt chiriașul meu e Gabriel nu știu cum și el eliberează din 1 august, vorbiți cu el. Și mă gândesc, stai puțin, că am auzit asta înainte. De data asta era vorba despre un apartament mobilat, prima dată fusese vorba despre un apartament care era gol. Și eram, stai mă puțin, că-s două anunțuri diferite, două poze diferite în anunțuri, același număr de telefon, aceeași persoane. Hai că mă duc să văd despre ce e vorba. Mă duc acolo, vorbesc cu tipul ăla Gabriel, era un nene cu un constructor de 40 de ani și mă întreba, da, cât ați plătit pentru chirie? Și eram, nu trebuie să plătești pentru chirie în momentul care le faci o vizionare. Ok, n-am plătit încă, a venit numai să văd apartamentul. Ah, ok, ok, zice Gabriel, știi? Și eu was like, ok, poate știți vorbiți, man. N-are cum să fie coincidența asta să fie ăsta în două locuri. Și mă aștept să fie probleme. Exact ce s-a întâmplat. Noi aveam teoretic apartamentul ăsta sigur și era din nou un apartament foarte ieftin. Și asta o să fie tema și la a doua întâmplare. Dacă e prea ieftin apartamentul, nu vă băgați. Ok, omul cerea puțină chirie, puțină garanție, era caterincă, ok, dar era chestia asta suspectă, că bă, trebuie să eliberez ăla și trebuie să stau eu câteva zile acolo, că am nevoie pentru job, eu nu stau din oraș. Asta ne-a zis proprietarul. Ne gândim, bă, hai mă să nu stăm după curul ăsta, că pare foarte dubios. Tot ne zicea, vă sun eu și nu ne-a sunat niciodată. Și-a dat Teo între timp de un anunț care părea incredibil de bun. Undeva în zona Alba Iulia, hai să vă arăt pe hartă. Undeva în centrul orașului, în zona București, asta este zona Alba Iulia. Ok? Asta este rondul Alba Iulia. O zonă incredibil de bună pentru că asta e literalmente centrul orașului. Găsise Teo un anunț care era la vreo 250 de euro chirie. Apartament gol și nu știam cum arată blocurile de aici. Erau frumoase. Ne gândim, bă, o fi ieftin, dar hai să vedem despre ce e vorba, că poate e puțin cam... Am sunat și a răspuns o tanti, o doamnă în vârstă, care părea puțin senilă. Și era, bună ziua, cu cine vorbiți? V-am sunat din partea mea și a iubitei mele, am văzut că aveți în chirie un anunț, un apartament în zonă destul de centrală. Da, că este zonă foarte bună, da, este incredibilă, da, este bună, este... Cu cine vreți să stați? Eu cu iubita mea, vrem să stăm noi. Ok, înțeleg, dumneavoastră cu iubita, se bălbea într-una și eram... Ok, e senilă, e în vârstă, dar totuși, de ce îl dați în chirie? Că am vrut să-l vând, dar de fapt am avut niște probleme personale și am zis că mai bine îl bag în chirie. Ok, nicio problemă. Am văzut că este la etajul 8, aveți niște poze. Nu, că n-am poză, că sunt bătrână și nu știu cu tehnologia și de-astea.
Ok, putem face o vizionare? Sigur, este un domn care mă ajută. Foarte suspect omul ăsta. Este un domn care mă ajută și o să trebuie să vedem când e domnul liber, că eu îl plătesc pentru asta, dar trebuie să vină să văd când e domnul liber, să vedem cum putem face vizionarea și vă sun eu. N-aveți o zi estimativă în care să vedem, să putem vedea cum e mâine sau poimâine sau în 3 zile? Ar trebui să fie domnul liber într-o zi sau două. Nu putem să-l sunăm noi pe domnul respectiv. A, nu, că domnul vrea să aibă numărul privat. Bine. Înțelegem, este un domn care nu poate fi contactat, dar aparent este șoferul doamnei și îl plătește și ne-am gândit, bă, fie o doamnă din asta care este foarte bogată, este foarte șmecher așa, știi, și își permite chestii, a văzut chestii în viață, poate are nevoie de niște bani acum, cine știe ce-o fi lovit-o și pe ea pandemia, ce-o fi fost. Vine ziua în care trebuia să ne vedem cu doamna și cu șoferul ei și mă sună undeva pe la 7. A, dumneavoastră sigur vreți să luați în apartamentul închirie? Să-l vedem înainte, că nu vreau să vedem dacă are un perete lipsă, că cine știe. Vedeți că eu fac contract cu ANAF-ul. Nicio problemă, e ok, facem contract cu ANAF-ul. Dacă doriți, mie îmi convine, putem să punem cheltuieli pe firmă. Ne ajută contractul cu ANAF-ul, ne place să fie totul legal, să fie totul bine. Da. Vedeți că eu vreau contact cu ANAF-ul și ne trebuie să pregătiți buletine. Nicio problemă, avem copii după buletine deja făcute, este ok, putem să le atașăm la document dacă doriți, este tot siguranță. Eu tot timpul mă gândeam, stai puțin, că n-am făcut copii după buletinele la fostele mele chirii. Am notat buletinele atunci când am făcut contractul cu agentul, dar n-am făcut niciodată copii după buletine. Dar nu m-am prins, că am fost prost, am fost ca ăla din filmele horror care merge către pădure singur, știi? Da, bun. Ne pregătim acolo chestii. Și o întreb pe doamna, este cumva 1 plus 1, adică gen avans cu garanție. Vedeți că eu doresc chiria în 3 luni. Doriți chiria peste 3 luni? A, nu, doresc 3 luni de chirie ca avans. Adică vreau să plătim odată la, să plătiți odată la 3 luni, ca așa mi se pare cea mai ok. Ok, adică ar fi 750 de euro. Da, ar fi 750 de euro, dar să punem și o garanție, nu mult, maxim 200. Hai să rotunjim la 1000. Ok. Bă, nu pușcă, adică tanti cumva era ceva, bă, asta ne-a și dat vestea cu 3 luni de avans și ne-a cerut și garanția de 250, care e mai mult de 200, nu cât o zis ea. Bine, nicio problemă, calculez, ar trebui să plătim 500 și eu și Teo și atunci eram, nicio problemă, ar fi mai ieftin decât ar trebui să plătim la un alt apartament care are și avans și garanție și comision de agent. Deci era ok, gen, în matematic e așa mai ieftin, era profitabil totul. Dar totuși vrem să-l vedem. Nicio problemă, când se eliberează domnul, că este foarte ocupat. Dar și noi avem treabă și noi lucrăm. Vă sun eu. Și bă, și avea obiceiul să-mi tot închidă telefonul. Bă, dar asta zici că nu e interesată să-și dea apartamentul în chirie. Și ne-am gândit cu Teo, hai să căutăm anunțul, să vedem detaliile despre anunțul inițial, să ne uităm la ce zonă ar fi, poate găsim un apartament care există în zonă, care arată ca ăsta. Noi știam că înainte fusese timp de 8 ani în locul acela un cabinet de avocatură a unei doamne avocat. Ata tot știam, ok? Și aici o să vă arăt că nu vreau să mă credeți pe cuvânt. Vreau să vă arăt ce e pe Google. Ne gândim să căutăm anunțul, dăm de prima chestie suspectă. Același anunț la etajul 9, nu mai era la etajul 8. Dăm de un cabinet de avocatură a unei doamne care are o stea pe Google, 19 review-uri, ok? Toate sunt de o stea, inclusiv de acum o lună. Și ne gândim, noi ajungem aici, ceva nu-i bine. Cabinetul ăsta de avocatură, dacă căutați detaliile, o să vedeți că este la etajul 5. Să ne uităm la review-urile pe care le-am citit și noi și ne-am căcat pe noi puțin, recunosc că asta e adevărul, când am văzut atâtea review-uri. Cel mai prost avocat posibil, să nu mergeți în acest pas. O excluare coordonară. De 5 ani încerc să obțin o decizie într-un dosar care în mod normal durează 6 luni. De evitat, depun plângeri la barou pentru tragerea dreptului de a profesa în această materie. Apelând acest cabinet de avocatură și având o avocată în persoana doamnei avocat Oraș Alexandrina, am pierdut 2 ani degeaba în vederea ai de capul meu. Și le citiți voi dacă vreți. Pe scurt, toți oamenii ăștia care au lăsat un review au luat țeapă. Ce se întâmplă? Doamna respectivă lua bani înainte de la oameni, dispărea, nu mai auzea nimeni de ea niciodată. Și știind chestia asta, ne-o pica fisa și am like, băi, era să luăm țeapă. Era să dăm
1000 de euro unei persoane, nu știu dacă e doamna avocatul ăla și că aia apare tânără în poze pe care le-am găsit. Poate era maică-sa sau poate era secretara ei la telefon. Sau cine știe ce persoană era băgată în chestia asta. O babă luată dintr-un azil, plătită cu nu știu câtă chestie. Habar n-am. Și asta a fost o chestie pe care am mai zis-o. O zis că nu poate să-mi dea cheile decât după ce face contract cu ANAF-ul. Ceea ce e un bullshit, pentru că în momentul în care faci un contract cu o persoană, e plătit, îți dă cheia în momentul respectiv. Așa se face chiria. De ce v-am zis toată prostia asta? Unul, ca să râdeți de cât de prost am fost, chiar să-mi iau țeapă. Bine, norocul nostru că ne-am prins. Bă, dar am stat o săptămână și ceva convinși că ăsta e apartamentul, ăsta acolo mergem. O sunam, da, facem treabă. Nici o problemă, vă ducem acolo. Să vină domnul. Suntem interesați, așa, așa. Bă, nu e ok. Nu e ok să fii naiv. Asta e adevărul. Bine că n-am fost acolo, bine că am fost totuși precauți și concluzia este, dacă ceva este prea bun să fie adevărat, este prea bun să fie adevărat. Așa că aveți grijă în ce vă băgați, cu cine semnați. Până la urmă am găsit apartamentul ăsta care este bun, nu e chiar în zona asta unde v-am zis eu. Este tot central, dar nu vă zic acum unde, că n-am chef să mă trezesc cu voi la casă. Dar țineți minte, dacă veți să faceți o chestie, nu luați curtături, nu vă băgați oameni care știu combinații, pentru că de obicei o să vă treziți cu oameni ăștia care au o stea pe Google. Nu știu dacă e foarte practic clipul ăsta, nu știu dacă e foarte pragmatic, am vrut să ne hăhăim puțin de el, pentru că așa a fost situația. Până data viitoare, oameni faini, să aveți grijă de voi, să fiți sănătoși, vă pup!